Și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. Vreau să vă arăt aceste lalele. Am un ghiveci în care am plantat un trandafir și faptul că este o dimensiune mai mare, am hotărât să plantez niște lalele. Le-am pus astă toamnă, ceva mai târziu, în pământ, bulbi, și priviți cât de mari sunt acum. Deci suntem la jumătatea lunii martie și sunt destul de dezvoltate. Așa că poate puteți să luați așa ca și un sfat că puteți planta un floricele lângă plantele astea mai mari. Dacă tot v-am arătat, vreau să vă arăt și trandafirul cum arată acum în acest anotimp. Priviți cât este de îmbumbit, practic. I s-au dezvoltat lăstărei noi. A fost uns la fel astă toamnă și acum arată destul de bine. Dacă vă abonați, veți putea urmări, pentru că în primăvară, când va înflori, vreau să vi-l arăt. O parte dintre dumneavoastră, cei care ați mai văzut videoul meu cu acest trandafir, știți că este în două culori. Are culoarea alb și roșu, pentru că are doi altoi diferiți. Este altoit în două nuanțe. Ce vă mai pot arăta? Aici am pus zambilele. Aici am acest tuia, foarte frumos, cu două globuri. Este tuns de mine la fel astă toamnă. Este destul de... Și vreau să vă mai arăt, mai am aici o floricică. Care acum lăstărește, dau noi lăstari. Grădinuța mea așa arată, v-am spus, suntem în luna martie, arată destul de bine. Ce vreau să vă arăt este un prun pe care mi se pare destul de devreme să înflorească. Este acesta. Este un prun columnar. Priviți cât de pare de deschis. Deci nu mai are mult și se va deschide, practic. Va înflori. Nu știu cât de rău îi va fi acest frig. Îi va face rău, practic. Dar asta e. El este probabil ceva mai timpuriu și se dezvoltă, va înflori mai devreme. Este al doilea an de când este plantat și a mers destul de bine. Eu vă spun la revedere și vă las cu multă sănătate!